parte. Așadar, să vorbim despre energie. Când vorbim despre energie, mă gândesc că deja este ora 5 și cumva rezervorul nostru de energie este începe ușor, ușor să scadă. Și trebuie să știm cum putem să ne optimizăm. Este vorba că trebuie să avem mai multă energie. Trebuie să avem nivel optim de energie, ca să fim hiperactivi. Sunt niște elemente esențiale pe care eu m-am gândit să vi le împărtășesc. Și acestea nu sunt niște lucruri pe care probabil că nu le știți. Deja le știți, însă de fiecare dată este bine să ne amintim de ele. Și când ne gândim la energie, întotdeauna este un subiect așa ușor sensibil în România și în general peste tot. Ne gândim că dacă vorbim de energie, se întâmplă niște lucruri din astea foarte ciudat, pentru că mintea cumva nu poate să percepă, să perceapă ceva care nu are formă sau care este invizibil. Și aici îmi place tot timpul să dau exemplul curentului electric, da, care nu îl vedeam, dar cu siguranță dacă ați avut o experiență și ați băgat mâna în priză, l-ați simțit. Și acum ca să dăm un exemplu concret și în viața noastră de zi, mă gândesc că nu toți v-ați conectat cu curentul electric. Vreau să vă întreb, cât dintre voi ne-ați dormit 5 zile? 5 nopți. 5 nopți? 4 nopți? Consecutive? 3 nopți? 2 nopți? Așa, 2 nopți. 2 nopți. Chiar și după cele 2 nopți, cum v-ați simțit? Bine. Bine? Să mai simți cineva bine? De aproximativ, da? Nivelul de vitalitate este scăzut. Ne simțim fără dragă, ne simțim fără energie. Ceea ce denotă că somnul este extrem de important și nu îi acordăm suficient de multă atenție. Aici, când ne gândim la somn, ne gândim nu la somn în sine, ne ducem și ne punem la blocare și ne trezim dimineața și suntem freși. Ne gândim la calitatea somnului. Pentru că și somnul acesta are niște etape. Și dacă somnul, ați văzut faptul că dacă dormi 12 ore câteodată, te simți mai puțin odihnit decât în unele dăți când dormi doar 3 ore? S-a întâmplat? Ok? Se întâmplă lucrurile acestea pentru că mintea rulează. Deși dormim 12 ore, posibil să avem o... Și eu să fie așa... Dacă somnul este unul cu vise, mintea este alertă. Și, practic, nu avem capacitatea de regenerare. Când vorbim de somn, sunt trei lucruri extrem de importante pe care vreau să le împărtășesc. Unul este să încercăm să ne culcăm înainte de ora 12. Doi, să înlăturăm orice alte surse de somn sau de lumină. Chiar dacă îmi place să dormim pe muzică, vă recomand să încercați să dormiți fără niciun fel de muzică, fără niciun fel de lumină. Să încuiem pisicuța în cameră, vă spun că o să reziste. Și pasul numărul 3 ține foarte mult de modul în care noi ne culcăm efectiv. Sunt gândurile noastre, multe persoane care predau partea asta de dezvoltare personală spun du-te la somn și gândește-te ce să faci mâine. Eu sunt de părere că du-te la somn și gândește-te la lucrurile minunate pe care le-ai făcut pe parcursul zilei. Am vorbit și ainte de recunoștință și de multe lucruri minunate. Hai să ne gândim înainte să adormim ce lucruri frumoase am făcut noi pe parcursul zilei. Încercați lucrul acesta. Poate să fie un zâmbet pe care l-ați oferit pe parcursul zilei. Poate că ați ajutat pe cineva să ajungă la altă persoană, poate că ați împrumutat pe cineva cu bani. V-ați gândit vreodată cât de minunat este lucrurile astea pentru voi? Nu prea. A doua resursă de energie pe care eu vă propun are legătură cumva cu somnul și se numește meditație. Dacă somnul îl facem și suntem cu ochișorii închiși, meditația o facem tot cu ochișorii închiși, însă o facem pe parcursul zilei. Dacă este necesar să dormim 7 ore, în meditație putem doar să stăm 10 minute, 20 de minute.
Dar meditația aceea în care ne focusăm exact în somnul profund, pe un singur punct, ne concentrăm acolo, închidem toate celelalte mecanisme, retragem toate simțurile în interior și este starea de nou toți. Ceea ce înseamnă că energia noastră se consumă în momentul în care avem activitate, ne consumăm energia prin activitate și prin gândurile noastre. Foarte mult. Așadar, dacă facem la un curs, dacă n-am mai făcut până acum meditație, să ne explice cineva cum stă treaba asta cu concentrarea pe un singur punct, o să ne ajute dacă la mijlocul zilei nu mai avem suficient de multe resurse ca să stăm 10 minute și să ne încărcăm. Al treilea pas, rapid, este dieta. Vă recomand să luați pauze scurte și să mâncați cât un măr, câte o legumă, ceva de unde să vă luați vitaminele și mineralele necesare și să nu mai așteptăm să ni se facă super, super, super foame. Dacă știi că ți se face foame la 2, mănâncă la 2, nu la 3, nu la 4, nu la 5, pentru că la 5 vei mânca mult mai mult. Și când mănânci mult mai mult, atunci organismul tu spui că e sătul și ți-e super somn, pentru că atunci consumi foarte, organismul consumă foarte multă energie ca să poată să digere mâncare. Și n-am făcut nimic. Resursa numărul 4 este legată de respirație, pentru că respirația este cumva manifestarea exterioară a pranei. Prana este energia, forța vitală care se manifestă peste tot în univers și implicit în corpurile noastre. Prin controlarea respirației, în momentul în care inspiri, practic controlezi prana, energia din corpul tău. Am vorbit la început diferența de somn, da? Controlând această prană, această energie din interiorul tău, practic controlăm și mintea. Și la fel ne aducem aminte de ce am spus că ne consumă energia. Mișcările și gândurile. Iar resursa numărul 5 se referă la mișcările conștiente. Chiar dacă sunt exerciții de jogging, chiar dacă vorbim de yoga, încercați foarte mult să vă antrenați, să vă faceți un obicei ca 5 minute, 10 minute în fiecare zi, să faceți niște mișcări ușoare și controlate, să încercăm să respirăm, să fim mai aproape de corpul nostru și să-i oferim această energie care este conștientă, da? Nu ne mai facem totul mecanic, așa, pe repede înainte, cu pilot automat. Facem și o scurtă recapitulare. Prima resursă? Somnul. A doua resursă? Meditația. A treia? Dietă. Patru? Respirație. Cinci? Super, super, super. Pe mine mă găsiți pe www.qw.com. Am creat aici foarte multe articole interesante. El rulează foarte mult în jos. Este un landing page foarte bine structurat. Dacă vreți să investiți timp de calitate cu voi și să începeți să vă antrenați în domeniile pe care le-am spus mai devreme, cât este meditație, respirație, exerciții conștiente, vă invit să pornim împreună în această călătorie. Și dacă spuneți, nu am timp, am găsit soluția și pentru asta și am creat acest minunat curs de yoga pentru acasă, pentru ca voi să aveți 12 lecții ca să faceți un antrenament perfect, oriunde, acasă, dacă plecați la munte, la mare, nici o scuză, aveți toate informațiile aici, aliniament, video, tot ce vă este de folos. Și vreau să terminăm, să încheiem cu o respirație așa profundă. Ce vreau să facem când inspirăm, umplăm vârtica și când expirăm, aducem abdomenul în interior și contractăm. Ok? Respirația o facem doar pe nervi, nu pe gură. Atât inspiră cât și expiră. Și împreună închidem ochișorii și inspirăm, umplăm abdomenul și expirăm, contractăm și încă o dată inspirăm profund, umplăm abdomenul, expirăm complet, contractăm și de pe scaune, haideți să ridicăm mâinile în sus, amândouă, eu nu pot să fac ambele. Și le aducem amândouă palmele în centrul inimii, în centrul ființei, în semn de namaste. Bine ați venit la această conferință minunată
Și haideți să ne uităm toți unii la alții și să ne salutăm cu acest semn divin care înseamnă onorez ceea ce ești, divinul din mine, onorează divinul din tine. Salută, onorează, vă mulțumesc!